Bună draga mea, sunt Luna Ala. Luni 23 martie, Marte împreună cu Pluton în Capricorn îți vor dărui adrenalină pură, dar susținută de rezistență, forță și determinare. Imaginează-ți un maraton combinat cu alpinismul. Alergi și urci un munte ore întregi. Aceasta este conjunctura în care poți accesa o cantitate extraordinară de energie pe care nu știai că o ai. Pe 24 martie vom avea luna nouă în berbec care va fi strâns legată de chiron și nodurile lunare. Un nou început nu se poate derula decât atunci când faci pace cu trecutul. Pentru a crește, a evolua și a deveni cea mai bună versiune a ta, trebuie să-ți accepti toate defectele și alegerile de viață. Dar în cele din urmă trebuie să faci pace cu trecutul tău, cu acea parte a ta care te face să te simți atât de inconfortabil iar pe 25 martie soarele va fi conjunct cu Chiron marcând o relație foarte specială. Chiron este transformat de această întâlnire, deci ai posibilitatea de a te transforma la un nivel profund. Acest aspect este similar cu o criză de vindecare. O criză de vindecare se caracterizează printr-o creștere temporară a disconfortului când toxinele interne și deșeurile sunt eliberate mai repede. Cu toate acestea, acest disconfort inițial este un semn că vindecarea are loc. În același mod, pentru a elibera rănile și traumele vechi, trebuie mai întâi să le recunoști și să le accepti. După cum am spus, astrele sunt optimiste. Putem afla acum la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec! ai o oportunitate excelentă de a identifica și chiar de a rezolva principalele probleme la locul de muncă care se acumulează în fiecare zi. Trebuie doar să fii activă și persistentă și să nu te panichezi înainte de vreme. Acționează fără prea multe teamă pentru a nu sperea succesul. Dacă dorești să faci schimbări semnificative în viața personală, astrele te sfătuiesc să nu neglijezi site-urile de întâlniri. Vineri se pot întâmpla evenimente speciale care te vor mulțumi. Viața personală te poate mulțumi Mulțumim în cele din urmă. Chiar și cele mai rezistente cetăți vor cădea sub presiunea farmecului tău. Nu este nevoie de prea mult să zâmbești și să te bucuri de viață fără să găsești vina cuiva în toate flacurile. Stelele te sfătuiesc să-ți oferi fervoarea iubirii în serviciul celui drag a cărui prezență îți este dulce și plăcută. Dar, de fapt, serios vorbind, ai dreptul să spui vreau dragostea ta acum și să nu mergeți la muncă înainte de a încerca plugul. Încearcă să fii mai economică, să eviți cheltuielile mari. Cu finanțele nu va fi ușor și stelele nu te sfătuiesc să intre în împrumuturi. Vor fi greu de returnat. Nu ar trebui să amâni pe mâine ce ce poți și, cel mai important, ar trebui să faci astăzi. Cel mai probabil știi unde sau cu ce problemă trebuie să consulți un medic înainte să devină grav și scump. Procrastinarea nu-ți va face niciun bine. Da, e posibil să fii leneșă sau speriată. Scuzele pot fi găsite din bălșug, dar nu le căuta, doar mergi la clinică la o întâlnire cu un specialist. Astrele te sfătuiesc să-ți faci prieteni noi și să comunici activ în rețelele de socializare. Cele mai bune vor fi întâlnirile față în față și conversațiile sincere cu prietenii apropiați. Sfaturile lor te vor ajuta să rezolvi întrebări complexe. De asemenea, energia turmalinei nu va fi deprisos, așa că poartă bijuterii cu această piatră. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Taur Vei avea un succes deosebit în tratarea problemelor altor oameni. Cel mai probabil, problemele altora vor trebui să fie abordate, mai ales că cele proprii nu vor fi rezolvate cu aceeași ușurință. Dar vei fi plină de tot felul de idei. Deși implementarea lor va trebui amânată la nesfârșit, nu trebuie să uiți complet de ele. La sfârșitul săptămânii nu este nevoie să iei inițiativa preactiv, este puțin probabil ca rezultatele să justifice eforturile. Tu și cei dragi ție veți fi foarte dependenți de sfera emoțională, de aceea aspectul tău acru poate strica starea de spirit a celor din jurul tău pentru mult timp. Săptămâna poate aduce o abundență de divertisment, experiențe romantice și întâlniri interesante, situația unui triun de dragoste nici măcar nu este exclusă. Doar nu te lăsa atrasă în conexiuni periculoase. Stelele te sfătuiesc să cauți o ieșire pentru o sărbătoare sexuală. Așadar, împreună cu persoana iubită, planifică câteva vizite la părinți, bunici, mătuși și unchi. În timp ce vă bucurați de masa în familie și mănânci plăcinte cu varză, încearcă să vă îngăți reciproc pe sub fața de masă. Și, dacă într-adevăr doriți cu adevărat să continuați, puteți oricând să alergați împreună la magazin pentru o prăjitură sau să stați un pic în baie supra textul de a vă spăla pe mâini. Situația financiară se stabilizează. Miercuri este o zi bună pentru achiziții și cumpărături. Vineri s a putea să te intereseze o propunere de afaceri profitabilă, dar încearcă să discuți cu atenție toate detaliile. Sâmbătă amenință că va aduce cheltuieli neplanificate. Ar trebui să acorzi puțin mai multă atenție gâtului. Acum este vulnerabil la infecții și la efecte traumatice. Este important să vorbești liniștit și calm. Pe stradă, asigură-te că îți vei acoperi gâtul cu o ieșoarfă pentru a nu prinde frigul. Clătirile sunt utile în scopuri preventiva. Poți folosi mușețel și scoarță de stejar. Nu bea prea rece sau invers băuturi prea calde. Stelele sunt sigure, bijuteriile originale din turcoaz ți se vor potrivi. Desigur, nu toți cei din jur vor putea să stabilească că pandativul sau brățara de pe tine este din Turcia, dar vei ști că porți o piatră unică care încarcă proprietarul cu energie Pozitive și te ajute să faci față stresului. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Gemeni, toată săptămâna va fi înghesuită de lucruri, și acestea vor fi proiecte profitabile, companii interesante și călătorii, și totul va funcționa pentru tine. Vei străluci, vei avea farmec și vei crede în tine. Credința poate muta munții, așa că nu-ți fie teamă să visezi și să-ți faci planuri. Totul se va dovedi realizabil. Doar este indicat să nu te grăbești sau să grăbești lucrurile. Totul are timpul său. Atât în muncă cât și în viața personală te așteaptă schimbări plăcute și cucerirea unor înălțimi noi. Poți ocoli cu siguranță criza din relația cu persoana iubită și poți ocoli cu succes toate capcanele dacă treci peste propriile ambiții și mândria. Ofere sentimentele și afecțiunea în mod dezinteresat fără a cere nimic în schimb. Atunci vei găsi ceea ce dorești. Stelele spun că în curând pe calea ta erotică spinoasă vei întâlni visul tău. Un brunet înalt, cu ochii strălucitori și o figură sportivă cu un excelent simț al umorului și, de asemenea, pus pe șotii. Vei fi gata să-l pui în căldura pasiunii tale, devenind cel mai nepretențios bărbat din compania ta? Situația financiară nu inspiră îngrijorare. Marți sunt posibile încasări în casă, bani. Miercuri, probabil o propunere de afaceri interesantă, îți va permite să-ți consolidezi reputația. Acum este important să fii mai liniștită. Orice creștere a vocii poate duce răgușeală și amorțeală pentru o perioadă. Este mai bine să eviți exercițiile vocale sau să vorbești în fața unui public. Dacă este necesar, asigură-te că utilizezi un microfon sau un alt dispozitiv care îți va permite să fii auzită fără a forța vocea. Învață să respiri corect, fă exerciții de respirație. Nu ar trebui să te încarci în aceste zile cu bijuterii masive sau lucruri care se mișcă dezordonat. Poartă niște inele foarte ușoare și subțiri, fără greutate, cercei cu cele mici, cele mai subțiri și mai scurte lănțișoare. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. RAC pe calea realizării planurilor tale vor exista multe ispite care te pot duce deoparte. Ai grijă când îți bazezi acțiunile pe informațiile primite recent. Anumite distorsiuni te pot induce în eroare. Dacă capul tău este plin de idei, încearcă să nu iei nicio decizie serioasă, trebuie să aștepți noutăți importante. În viața personală, pregătește-te pentru surprize plăcute. Poate să apară o pauză temporară pe frontul dragostei, dar nu te supăra. Gândește-te la problema, analizează situația. Încearcă să atingi liniștea sufletească, acest lucru îți va permite să recâștigi înțelegerea reciprocă cu persoana iubită. Ochii atenți vor oferi cuplului tău nu numai stabilitate, ci și un nou fulger de dorință. Dacă trăiți de suficient de mult timp împreună, iar pasiunile au încetinit, atunci încearcă să devii persoana care încântă imaginația. Funcționează bine în astfel de cazuri. Poate că va trebui să te ocupi de problemele de organizare a resurselor și a proprietății. La mijlocul săptămânii, într-o explozie emoțională, poți cheltui o sumă destul de mare. Cu toate acestea, poți câștiga cu ușurință mai mult. Ai tendința să te îndoiești, să verifici și să verifici de mai multe ori. Stelele spun că acest lucru este bun, dar numai dacă te ajută să te calmezi. Dacă vei constata că din aceste verificări ești mai nervoasă sau mai obosită, oprește-te! În cazuri extreme, consultă un specialist găsit la recomandarea unei persoane care nu a ieșuat niciodată. Dar un singur lucru, nu exagera. Capacitatea ta de a insista este foarte utilă. De aceea, stelele te sfătuiesc să acorzi atenție galenei, un mineral care nu numai că îți va oferi încredere în propriile forțe, dar va face și mai ușor să suporți întârzierile și chiar să găsești forța pentru luptă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran.

Vei avea nevoie de calități atât de indispensabile precum atenție și concentrarea. Urmărește cu atenție cursul evenimentelor, deoarece totul poate merge prost în orice moment. Dacă nu poți schimba circumstanțele, încearcă să-ți schimbi propria atitudine față de ele. Acest lucru te va ajuta să dispersezi norii care se adună peste cap. Trăiește-ți propria opinie, însă nu-ți mai pese de criticile celor din jurul tău. Vei avea multe șanse pentru o aventură de dragoste, dar poate nu există și dorința de a i follow c Încearcă să te relaxezi puțin, nu se va întâmpla nimic rău săptămâna aceasta. Probabil vor fi evenimente interesante și plăcute și poate o cunoaștere foarte promițătoare. Se deschid perspective foarte atractive pentru tine în tot ceea ce ține de jocurile erotice. O sursă de inspirație se va deschide cu adevărat în tine și va apărea o fântână de idei despre modul în care îți poți diversifica timpul intim de petrecere a timpului liber, începând de la jocul de a pisica și șoarecele și terminând cu venirea instalatorului. Luni, achizițiile și cumpărăturile vor avea mare succes. Decepția și dezamăgirea sunt posibile marți. Fii atentă! nu le spune colegilor toate secretele tale, atât personale cât și profesionale. Vineri s-ar putea să fi mulțumită de prestații activității tale. Stomacul tău va necesita o atenție specială. Poate că acum ai nevoie de cel mai ușor regim, astfel încât sistemul tău digestiv se revine la normal. Alege mese simple, ușoare. Dacă simți puterea în tine, renunță la carne, pește și sosuri de făină pentru o perioadă. Și desigur, pe masa ta nu ar trebui să fie nimic fierbinte, a fumat și murat, cel puțin până la sfârșitul săptămânii. Desigur că vei avea pur și simplu nevoie de armonia. În primul rând cu tine însă, îți precum și cu natura, cu oamenii din jurul tău, cu profesia ta. Cea mai potrivită piatră pentru tine în acest sens este malachitul. Este mai bine să alegi o piesă mai înțeleaptă, nu doar de culoare verde, dar cu numeroase vene și bucle care o fac deosebit de frumoasă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Fecioara, vei avea tendința de a te înălța în nor și idei iluzorii despre abilitățile tale. Drept urmare, atunci când ceva nu te rezolvă, poți fi mai supărată decât merită. Privește lucrurile în mod realist și bazează-te doar pe tine și atunci nimic nu îți poate strica buna dispoziție. Vineri și sâmbătă încearcă să acorzi mai multă atenție familiei. Duminică, din potrivă, doar pentru tine. Acum, situația ta emoțională amenință să fie foarte fragilă, așa că săptămâna nu predispune la, la declarații de dragoste. Lasă totul așa cum este deocamdată. Mai bine să fii în singurătate și să nu permiți să fii folosită. Procedurile de apă pentru tine sunt singura șansă de a găsi liniște sufletească și pace în corp. În consecință, această săptămână este perfectă pentru a planifica o excursie comună la piscină sau cel puțin să faceți un duș împreună. Și este mai bine un duș, nu o baie, pentru că acesta, din urmă, te va liniști atât de mult încât vei fi prea leneș și să te gândești la sex. Problemele de stabilitate financiară și independență sunt cele mai relevante pentru tine acum. Nu arunca cu bani și pregătește-te să lucrezi într-un mediu nou, obișnuiește-te cu noile cerințe. Nu te ține de obiceiuri vechi. Sănătatea ta nu ți va provoca îngrijorări. Stelele spun că poți avea o șansă dacă ai dorit de mult să încerci ceva potențial periculos? Bineînțeles, cu toate precauțiile necesare. Experimentul tău va avea cel mai probabil succes și fără consecințe negative. Îți vei oferi un serviciu de neprețuit dacă pui pe deget un inel cu alexandrit montat în aur. Această piatră nu numai că te va avertiza despre posibile defecțiuni și pericole, dar te va ajuta să le faci față. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Balanța Șefii tăi vor fi interesați de tine, așa că fii extrem de atent atunci când îți faci treaba. Vei avea multe întâlniri datorită cărora poți obține informații neașteptate și, cel mai important, foarte valoroase pentru tine. Luni nu-ți permite bătăi excesive de cap în gânduri și acțiuni. Miercuri evita apariția invidei și lăcomiei. În weekend așteaptă-te la oaspeți. Încearcă să percepi ce, ce se întâmplă fără emoții inutile. Acest lucru îți va oferi o oportunitate de a schimba situația din viața personală în bine și de a-ți atinge treptat obiectivul. Joi este bună pentru întâlniri romantice. Vei afla multe despre tine și partenerul tău dacă îți vei dedica săptămâna aceasta să treci diverse teste pentru sexualitate. Pot fi atât întrebări cât și răspunsuri, precum și teste de natură pitorească. Principalul lucru este să nu te uiți în avans răspunsuri și atunci nu vei ști ce va răspunde partenerul tău bucură de surprize! Discută cu șeful tău gama de sarcini și posibilitatea unui premiu. Este foarte posibil să nu reziste argumentărilor tale. Situația financiară este destul de stabilă, dar resursele financiare sunt limitate, așa că planifică-ți cheltuielile în avans. Nervii tăi sunt slăbiți și acest lucru este rău pentru întregul corp. Stelele îți recomandă să consacre această perioadă de șapte zile pentru a te pune în ordine. Orice mijloc, orice eveniment va fi bun dacă îți întoarce Armonie spirituală. Ascultă vocea intuiției tale, dar, de asemenea, ai încredere în experiența medicală. Vizitează un specialist dacă este cazul. Dacă ești timidă, nu spune nimănui despre asta. Sfatul profesional te va ajuta să revii repede în forma. Vei decide probabil să achiziționezi o bijuterie cu crizolit. Această piatră te va ajuta să îți alegi calea în viață și un obiectiv important pentru tine. Nu asculta sfaturile nimănui și nu încerca să fii ca altcineva. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Scorpion, cu cât dai mai mult, cu atât vei primi mai mult. Vei găsi un profit solid din acele investiții pe care le-ai făcut anterior. Schimbări serioase vor avea loc în viața personală, multe obstacole vor dispărea și vei înțelege ce este iubirea reală și ce bucurie poate aduce. O valoare deosebită în relația ta va fi un simț al umorului, un sentiment de apropiere și tandreță. La jumătatea săptămânii se pare că vei avea o discuție serioasă de la inimă care va pune totul la locul lui. Nu-ți fie frică să fii sinceră. Sentimentele tale sunt reciproce. Împreună cu persoana iubită vei găsi calea potrivită. Vei reuși cel mai bine în dragoste dacă vei juca rolul unei tinere doamne, modeste, nevinovată, dar subconștient, disperată să învețe toate farmecele iubirii fizice. Așa că îmbracă-te în stilul potrivit, fuste lungi prodate cu mici returi, voloane. Florile din păr vor arăta și ele bine, și nu te îndepărta de spiritul tânăr. Doamnele tinere autentice, miros, apuritate, situația ta financiară te va mulțumi, te poți aștepta la încasări mari de bani. În plus, jocul la bursă sau investiția în acțiuni îți va aduce o mulțime de venituri. În acest moment este posibil și chiar necesar să iei decizii serioase în sfera financiară. Ar trebui să fii mai atent atunci când alegi sedativa. Stelele te avertizează împotriva automedicației. Medicul este cel care trebuie să determine nevoie de medicamente. El ar trebui să prescrie de asemenea anumite tablete sau picături. Este foarte important ca medicamentele prescrise să nu provoace Letargie sau somnolență. Trebuie să menții o percepție clară și adecvată a ceea ce se întâmplă, altfel s-ar putea să ai probleme. Te vei simți necesară, cerută și iubită. Topaz talismanul romanticilor nu te va opri. Atrage oamenii către proprietarul său și facilitează comunicarea. În plus, el este pur și simplu foarte frumos și vei fi încântată să-l admiri. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. sagittator Soarta îți poate pregăti întoarceri neașteptate, așa că atenția și precauția excesivă nu vor strica. Luni și marți este recomandat să dai atenție și să dedici timp completării vechilor treburi. Restul zilelor sunt favorabile pentru câștiguri noi, povești și cunoscuți. Totuși, uneori, noul este vechiul deja uitat. Începând de joi, negocierile și contactele vor fi mult mai simplificate, ceea ce îți va permite să faci și alte lucruri în timpul liber. Săptămâna aceasta este favorabilă rezolvării problemelor familiei și creării unei atmosfere confortabile în casă. Flirtul și relațiile prea amicale din partea ta pot pune în pericol relația cu persoana iubită. Nu căuta aventuri dubioase, dacă dorești să eviți scandalurile, comportă-te ca o femeie matură și responsabilă sau cel puțin ascunde totul mai bine. În caz contrar, secretul va deveni evident. Ești destul de pregătită pentru un legământ și vai de cei dragi care îți oferă sex vanilat și vorbesc despre înger. Dacă există o persoană care te invită la o petrecere urmată de o noapte furtunoasă, nu vei ezita să fii de acord. În absența unei astfel de provocări, va trebui să te înclin în mod independent în fața vrăjitorului tău de acasă. Dacă nu arunci bani în vânt, atunci stabilitatea ta financiară nu este deloc în pericol. Luni și miercuri, ofertele sunt favorabile, poți vorbi cu succes, toată lumea va înțelege importanța muncii tale. Joi te poți aștepta la un bonus. Trebuie să fii cât mai conservatoare în toate problemele care îți afectează sănătatea și funcțiile vitale. Stelele formulează ferm și categoric regula principală pentru tine. Nici o schimbare. Ce mai pot adăuga? Din păcate, uneori situația se dezvoltă în așa fel încât este imposibil să-ți menții ritmul. Încearcă să nu te culci pe ureche. Îți cunoști zonele cu probleme. Cu siguranță vei merge la un magazin de bijuterii cu scopul de a cumpăra ceva al cărui preț nu este prea mare. Nu ți pierde capul și cumpără doar ceea ce îți ce place cu adevărat. Și este mai bine dacă sunt produse de diferite culori și forme. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Capricorn în această săptămână este recomandabil să reiei afacerele și contactele personale întrerupte. Se pare că degeaba te despărți de o persoană importantă pentru tine. Miercuri este o zi importantă care poate avea consecințe neașteptate. Simți că tu însă -ți ești responsabilă de tot ceea ce ți se întâmplă. Nu vor fi aproape deloc probleme la locul de muncă. Este o perioadă favorabilă pentru autodezvoltare și perfecționare de sine. Încearcă să nu acorzi atenție inconveniențelor minore pentru a atinge un obiect. Important. Cu indiferența ta poți să îndepărtezi pe persoana iubită de tine, așa că este indicat să-i acorzi măcar puțin atenție. Sâmbăta este o zi bună pentru întâlniri romantice, te pot aștepta mărturisiri arzătoare eliberezi literalmente propriul suc de dragoste, iar dacă iubitul tău are suficientă rezistență pentru a se lăsa marinat puțin și nu se grăbește să meargă direct la mângâierile perineului, atunci efectul va fi cu adevărat îndelungat. În general, dai celui drag instrucțiuni și ai răbdare. În afaceri lucrurile pot fi confuze, poate fi o invazie a inspectorilor, precum și intrici din spatele tău. Fii atentă cu colegii și partenerii. Nu sunt prevăzute probleme monetare, ceea ce îți va permite să obții ceea ce dorești. Principalul lucru pentru tine este să oferi corpului tău un somn bun, dar cel mai probabil ești obișnuit să stai până la miezul nopții, să rezolvi anumite probleme importante sau urgente. Continuând în același ritm, vei provoca pagube mari organismului tău. Încearcă să te culci mai devreme și să dormi cel puțin 8 ore. Dacă crezi că ai nevoie de mai mult, va trebui să-ți permiți acest lux. În mod evident, nu vei fi inhibată de capacitatea de a gândi rapid și de a acționa activ într-un mediu în schimbare. Pune un pandativ cu opal în jurul gâtului, acesta va fi cel mai bun dintre toate ajutoarele posibile. În plus, îți va oferi capacitatea de a-ți apăra opiniile atât de în încât poți convinge pe toți cei din jur că ai dreptate. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Vărsător! Săptămâna aceasta este bună pentru a sari peste obstacole care nu te sperie. Și când totul este prea calm, simplu și neted, aștepți captura. Până în iercuri poți ieși din mlaștina problemelor de muncă curente și poți face lucruri personale mai plăcute. Vineri este indicat să nu vorbești degeaba și să nu bârfești, și, mai ales să nu faci promisiuni goale. Sunt posibile modificări cardinale în relația cu persoana iubită. Încearcă să te pregătești mental pentru o astfel de transformare a evenimentelor. Fii atentă cu cuvintele tale. Dacă vrei să distrugi toți bărbații din apropiere, poartă veșminte de siguranță. Fuste, cardigane, pelerine de ploaie și chiar mănuși, dacă nu le crezi rezistibile. Nu strică accesoriile din piele, curele, genți, portofele. Reține, cu cât pielea este mai naturală, cu atât vei fi mai periculoasă și cu atât mai puternic poate fi valul de pasiune care emană de la tine. Luni este mai bine să nu semnezi contracte sau să planifici întâlniri de afaceri serioase. Marți există posibilitatea unor venituri destul de decente, probabil că acești bani ar trebui dați deoparte pentru concediu. Sâmbătă este mai bine să te relaxezi decât să lucrezi. Starea ta bună de sănătate va depinde în mare măsură de starea ta de spirit. Mai mult decât atât, cât de larg și sincer vei zâmbi? Stelele îți recomandă să te amuzi în orice fel posibil. încercând în fiecare zi să găsești motive de bucurie. Înainte de a merge la culcare, scrie lucrurile plăcute care ți s-au întâmplat. Acest obicei este oricum bun, nu interferează cu păstrarea amintirilor timp de luni sau chiar de ani. Podoabele de hematit aduc temperarea voinței proprietarului și oferirea oportunității de a privi viața cu optimism. Este exact ceea ce vei avea nevoie în această săptămână. La urma urmei tocmai acum vei simți îndoieli și nesiguranțe în propriile puncte forte din cauza cărora riști chiar să respingi o ofertă foarte promițătoare. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Pești aceasta săptămână poate fi destul de stresantă emoțional, dar prietenii și rudele te vor susține. Marți ar trebui să renunți la o dispoziție pesimistă să îndepărtezi gânduri sumbre. Încearcă să nu lași problemele să-ți afecteze relațiile cu ceilalți, ei nu ar trebui să sufere de acest lucru. Joi, situația se va clarifica și se va schimba în bine. Încearcă să nu jignești pe persoana iubită. El va fi mai vulnerabil ca niciodată. În același timp te poți confrunta cu neate din partea sa. Cu toate acestea, el este ocupat cu alte treburi și nu se distrează deloc fără tine. Fii răbdătoare și blândă. După cum știi, o femeie care știe cum și iubește să ofere plăcere unui bărbat, îmbracă lenjerie sau ciorap frumoși chiar și în ziua în care nimeni nu pare să o dezbrace. Ei bine, acesta este exact cazul când trebuie să îți pui setul cel mai seducător, așa, la întâmplare. Rezultatul depinde de caz. Dorința ta de a face rapid totul și de a nu ieși promite să aducă succes financiar și stabilitate. Cu toate acestea, nu cheltui bani pe flacuri, acum este momentul pentru achiziții mari. Te vei simți destul de bine, dar, spun stelele, îți poți îmbunătăți în continuare sănătatea și fără prea mult efort. În cadrul acestei perioade de șapte zile, orice procedură generală de întărire va avea un efect crescut. Dacă ești îngrijorată de orice problemă, este timpul să începi să o rezolvi. Rezultatele te vor încânta și te vor încuraja. Poți încerca un medicament nou, dar acest lucru trebuie făcut sub supravegherea unui specialist. Probabil că ai simțit acut o slăbire a imunității. Împreună cu vremea instabilă, toate acestea afectează negativ starea ta emoțională. În acest caz, poartă un inel cu granat. Afectează pozitiv starea de spirit și normalizează starea fizică. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!